Ieri, Biblioteca Județeană a reușit să organizeze încă un eveniment cultural special. De data aceasta, parcă mai plin de emoție și nostalgie, mai ales pentru anumite generații. În sala de lectură a fost prezentat și lansat volumul omagial intitulat Song, un cântec amuțit, trei decenii fără oanță, dedicat creatorului și animatorului îndrăgitei trupe Song, Ioan Lucian Mihalea. Volumul este realizat de Luminița Velciu, avocat, realizatoare de emisiuni TV, fostă membră a grupului Song. De-a lungul timpului, Biblioteca Județeană Ovidiu Însușanu Hunedoara Deva a organizat sute de lansări de cărți și întâlniri cu scriitorii. Vă mărturisesc însă că întâlnirea de astăzi, lansarea cărții dedicate grupului Song și minunatului său animator Ioan Lucian Mihalea, este poate cel mai emoționant, cel mai impresionant eveniment cultural la care luăm parte. Cartea este o minunată surpriză făcută celor care știu ce a fost grupul Song, ce a însemnat el pentru generația anilor 70-80, însă în același timp este și un dar făcut tinerilor care sunt invitați să cunoască un crâmpei din tinerețea părinților lor. Uite, o să facem așa. Vreau să vă dau o carte. Am să vă dau o carte. Cum e când o țineți în mână? E grea. Da. Are un kilogram. Sunt un kilogram de amintiri și de lucruri frumoase. Este tinerețea mea și tinerețea multora. Este o carte care poartă numele unui brand, care se scrie atunci când nu știam ce înseamnă branduri, că nu le învățase nimeni. Este o carte care are autograful celui care a scris-o de acolo de unde e, Mihalea Song. Ea poartă pentru absolut toată lumea, indiferent că vreun pământean mai oferă astăzi sau nu autografe. Autograful există, e al lui, pentru că fiul lui, care nu apucase să cunoască adevărul și n-a cunoscut decât umilința în acele momente în care toată lumea îl căuta ca pe o arătare să vadă oare ce copil o fi avut omul ăla care a trăit cum a trăit, fără ca ei să știe cum a trăit, această carte i s-a dedicat Ionuț, ca să-și cunoască tatăl. Aici sunt cei 120 de oameni care au scris și sunt de pe toată planeta, de la Sydney, din Australia, și până la London, de Ontario, aproape de Cercul Polar de Nord. Cartea asta s-a scris din octombrie până în decembrie anul trecut. Ea s-a scris singură. Adică a fost dicteu astral pe care fiecare dintre noi l-am primit, dacă vreți, ca o poruncă, sau poate ca un îndemn, de la oameni care, iată aici, Dani Roșu, student la sport pe atunci, este povestea tinereții mele și a dumneavoastră. Aici nu este vorba doar despre Ioan Lucian Mihalea, este vorba despre o lecție de libertate a unor oameni care scriu și care se numesc pentru ca să-i aducem mai aproape. Ducu Berții, Tania Filip, Roxana Ionescu, Bianca Ionescu, Toni Grecu, Horia Moculescu, Adrian Daminescu, Elena Cârstea, ce să vă mai zic, o să-i uit, pe mulți o să-i uit, dar ei sunt toți trecuți aici și pentru Dana Rogoz, iată, care era atâta când a murit Oanță, Oanță era pentru noi, el este, pentru Dana Rogoz era proful, pentru Minisong era proful, trebuie să căutați această carte, pentru că aici este o poveste pe care nu aveți de unde să o aflați din altă parte. Este prima poveste pe care Songuș o scrie el singur, despre întâlnirea cu un om fundamental în viața unei românii care pe atunci nu știa că se poate trăi și altfel, iar el, culmea, avea curajul să ne învețe să cântăm despre Crăciun, despre dumnezeire, despre libertate, despre tinerețe, să cântăm Negro Spirituals, să purtăm blugi de la pachet aduși pe sub mână, să fim fericiți cu puținul care însemna, de fapt, să trăim împreună. O poveste impresionantă care a fost ascultată cu multă atenție pentru că a răscolit la rândul ei multe amintiri și trăiri celor prezenți la eveniment. Iar finalul manifestării nu putea să fie altfel decât în tonul poveștii. Corul școlii Andrei Șaguna susținând un moment artistic cu melodii și compoziții devenite nemuritoare. Unde s-a pus,